Slăviți și binecuvântați să fie numele Domnului. Amin. Mulțumim Domnului pentru harul său de a fi în această seară în casa lui Dumnezeu și trebuie să fim plini de bucurie și să fim recunoscători și mulțumitori Domnului, căci doar prin harul lui am putut să ajungem în această seară în locul acesta să dăm slavă Domnului și să-i mulțumim pentru tot binele care ne-a făcut, să fim și binecuvântați să fie numele Domnului. S-a citit acest psalm așa de frumos, îmi place așa de mult și aș dori cuvintele acestui psalm să fie pentru fiecare dintre noi. Așa de frumos spune versetul 1, să te asculte Domnul în ziua necazului. După doriți lucrul acesta ca să amin. În ziua când treci prin probleme, în ziua când treci prin necaz, să ai siguranță că Dumnezeu este Cel care te ascultă, atunci când îți trece din tineința Lui. Aș dori Dumnezeu să ne umple de credință în această seară și să credem cu adevărat aceste cuvinte. Aș dori aceste cuvinte să fie pentru fiecare dintre noi și să fie o împlinire. Și doresc să citesc până la versetul 6, ca un îndemn, ca niște cuvinte așa din partea Domnului, care să ne zidească, care să ne dea putere, să ne dea bucurie în această seară și doresc aceste cuvinte să fie pentru unul fiecare dintre noi, să te asculte Domnul în ziua necazului, să te oprotească în numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimit ajutor din locașul tău și său cel sfânt, să te sprijinească din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de credința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și îi va răspunde din cerul, din locașul său cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Știu de acum, spunea Psalmistul, că Domnul scapă pe unsul său. Domnul este cel care ne scapă atunci când trecem prin probleme, atunci când trecem prin necazuri și în acest știu nu este niciun pic de îndoială, nu este niciun pic de frică și doresc din toată inima, cu credință și cu toată încrederea că știm că Dumnezeu este Cel care ne ascultă să venim în această seară înaintea Lui și să-i cerem. Spunea Psalmistul, să asculte Domnul toate dorințele. Și El este Cel care ascultă să vii și binecuvântat să fie numele Domnului. În Psalmul 34, cu versetul 18 și 19, cuvântul Domnului spune: Domnul este aproape de cel cu inima înfrântă. Mântuiește pe cel cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din el. De multe ori se întâmplă să vină nenorocirea. De multe ori se întâmplă să trecem prin probleme, dar Dumnezeu este credincios și ne scapă din ele de fiecare dată. Întotdeauna, nu doar când avem fapte mari, nu doar când avem merite, că dacă ar fi așa, ne-am luat asupra meritelor noastre bunătatea lui Dumnezeu, dar El este Cel care ne scapă întotdeauna, chiar dacă nu merităm, chiar dacă nu suntem vrednici, dar Dumnezeu este Cel care privește spre noi cu milă și îndurare. În Psalmul 50, versetul 15, spune: chiar în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Chiar în ziua necazului și aș dori în această seară toți cei care trecem prin probleme, care trec prin necazuri, să-L chemăm pe Dumnezeu, căci El este Cel care va veni în ajutor slăvit și binecuvântat să fie în numele Domnului. Aș dori să privim în continuare
în Psalmul 20, versetul 7. Unii se bizuiesc pe caii lor, pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Dumnezeului nostru. Unii se bizuiesc pe înțelepciunea lor toate. Unii se bizuiesc pe banii lor, pe averile lor, pe relații, pe poziții sociale, dar toate acestea sunt lucruri trecătoare care pierd. Dar noi ne bizuim pe Dumnezeu, pe numele Dumnezeului nostru. El este veșnic, El este atotputernic. De aceea, cuvântul Domnului spune în versetul 8, ei se îndoaie și cad. De ce? Pentru că lucrurile în care ei se încred sunt trecătoare. De aceea, se îndoaie și cad. Dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Cei ce se încred în Domnul, cei ce ne încredem în Domnul, chiar dacă am căzut, ne ridicăm. Și când ne ridicăm, rămânem în picioare, slăviți și binecuvântați să fie în numele Domnului. Amin. Doresc din toată inima lui Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Vrem să facem o rugăciune înaintea Domnului pentru cauze și, așa cum spuneam, Domnul este aproape de cel cu Duhul curăvit, de cel cu inima mâhnită și doresc din toată inima Dumnezeu să asculte rugăciunea. Aș dori să fie afișate cauzele pe monitor, vă invit să ne ridicăm în picioare și aș dori să ne rugăm pentru toate aceste cauze, dar am o dorință să aducem înaintea Domnului biserica aceasta. Ne rugăm Domnului în mod deosebit pentru conducerea bisericii, pentru fratele Viorel, pentru fratele Iosif, pentru fratele Nostru, pentru fratele Petrica, pentru fratele Deni, pentru fratele Valer și Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i binecuvinteze la Sfântul. Rugăm Domnului pentru toate departamentele, pentru copilașii noștri, pentru tineri, pentru adolescenți, pentru cor, orchestră. Dorim ca lucrarea Domnului să meargă bine și să crească. Și pentru aceasta este nevoie de rugăciune, este nevoie de Duhul Sfânt, este nevoie de putere. Și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Vilanova. Dacă mai este vreo dorință din sală, atunci să o spuneți cu voce tare, dacă nu, vom intra înainte Domnului în rugăciune. Dar, așa cum știți, frații noștri, așa cum sunt, de multe ori iau lucrarea asta ca ușor, dar vreau să ne rugăm ca Domnul să slujitorilor care sunt acolo, Domnul să le dea pe o zi de sus. Domnul Domnului să...